Ajungem în Craiova și primul popas îl facem în parc, să ne tragem sufletul. Aici o echipă de muncitori verifică ce arbori sunt găunoși cu un sistem inovativ. 12 senzori sunt înfipți până dincolo de scoarță și pe baza lor se face un fel de tomografie. Se transmite vibrația de la un pin la un senzor, la celălalt senzor, și acum, de fapt, el măsoară putrefacția și starea lui. Până acum era folosită o metodă mult mai greoaie, iar copacii aveau de suferit. Există operațiuni cu burghiu. Se introducea un burghiu și se scotea, după aceea puneam silicon și era mai greu, dar acum e mai bun. După drumul în parc, facem un ocol pe la universitate. O bancă din stația de autobuz e cumva atracția locului. Alimentată de panouri solare, banca poate oferi curent pentru telefoane și Wi-Fi. Foarte tare. Mi-ar plăcea să văd mai multe locuri. Așa ceva. Și îmi convine că are și internet. În total au fost montate 24 de astfel de bănci. Sunt puse în general în zona universității și în zona marilor colegii. Dacă le vor aprecia craiovenii, atunci vom mai achiziționa și altele. Important este că se încarcă de la soare și că toți craiovenii care doresc să-și încarce telefonul au unde să o facă și de asemenea beneficiază de Wi-Fi. Drumul până la primărie îl putem parcurge cu un autobuz smart, care are și el priză de încărcare pentru telefoane și internet wireless. Odată ajungi la instituția care se ocupă de administrația orașului, aflăm de aplicația pe care o pot folosi cetățenii. Cam toate operațiunile pentru care ar fi fost nevoie să meargă la ghișeu sunt acum la câteva clicuri distanță. 1.500.000 de documente au fost transferate din arhiva fizică într-o bază de date digitală. Am obținut posibilitatea ca orice cetățean al Craiovei să nu mai interacționeze cu funcționarii din primărie decât prin intermediul chatului, dacă este nevoie. În rest, de orice fel de document are nevoie, să poată să intre în posesia lui digital. Dacă avem deja contul, putem să ne conectăm direct cu userul și parola comunicate pentru a lansa o solicitare sau pentru a vedea statusul unei solicitări din cadrul portalului. Sunt foarte mulțumită, chiar o recomand, mai ales acum în perioada pandemiei, când este mare nevoie de distanțare socială și să nu venim în contact cu tot felul de persoane. Primarul s-a gândit și cum să alimenteze iluminatul stradal într-un mod cât se poate de inedit și de eco. Ne propunem ca în anul următor să achiziționăm aparatură de fitness pentru toată zona de parcuri, în care să se facă sport la o bicicletă conectată la stâlpul de iluminat și automat, pe timpul nopții, energia folosită de cei care fac sport în timpul zilei să ilumineze parcul respectiv. Pe listă mai e un proiect pilot pentru elevi prin care să înlocuiască tabletele cu o tastatură ieftină ce poate fi conectată la TV, o combinație utilă pentru școala online. Mai vorbim de un smart parking și de o aplicație care le arată șoferilor locurile de parcare libere. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, în legătură directă cu noi. Mulțumim, doamna primar, că sunteți cu noi la România Inteligentă. Cu mare drag. Prima întrebare ar fi, ce făcurăm, doamna primar, de durăți dâncoate așa ca să ajungeți în România Inteligentă cu tot orașul? Da, din păcate în România se vorbește despre oraș smart, numai gândindu-ne la camere de luat vederi sau, eu știu, reabilitare termică, lucruri de genul acesta, care nu prea mai sunt foarte smart în lumea civilizată. Și atunci noi ne-am gândit să venim cu tot felul de astfel de lucruri, de invenții, dacă vreți, care să fie și folositoare cetățenilor orașului, și plăcute și smart. Și vreau să vă spun că printre altele ce ne-am propus în perioada următoare este să avem un parc tematic cu digitalizat complet, cu holograme și mai ales cu un cinematograf 5D care nu există în România. 5D. Care-i tema? 5D. Care-i tema parcului? Dracula Park este tema, iar cinema 5D care solicită toate simțurile, vă dați seama cam care va fi emoția generată de un astfel de cinematograf. Dacă te ciupește Dracula un pic, simți direct în parcul digital. Spuneți-mi, e fără îndoială cea mai utilă dintre schimbări este cea legată de digitalizarea serviciilor administrative, de felul în care mersul din birou în birou dispare,
Cam câte uși trebuia să deschidă cineva care vrea, nu știu, dați-mi noastră un exemplu, o autorizație de ceva? Foarte multă și dura foarte mult timp. În primul rând, veneai cu dosarul, te așezai la ghișeu, îl depuneai, după care te trezeai că ești sunat de la primărie, că îți lipsește un document. Te întorceai, iarăși ghișeu, iarăși documentul respectiv, după care era posibil ca să ți se mai ceară încă un document. Adică știm că asta este administrația în toată România. E bine, acum se evită, practic de acasă, cu un simplu click, poți să intri în posesia documentului. Iar dacă funcționarul respectiv vede că nu ai scanat toate documentele de care este nevoie într-un dosar, atunci interacționează cu tine prin serviciu chat, dar numai în acest caz. După care totul se semnează electronic de către noi și se transmite mai departe. Ești anunțat pe telefonul mobil când ai intrat în posesia documentului, practic după ce ai accesat aplicația, ți-ai luat o grijă, știi că de aici încolo nu se mai întâmplă altceva decât să... Și sigur merge, contactă. Da? Sigur merge. Da, funcționează. N-ați avut până acum sincope? Noi, când am verificat cu colegii noștri, într-adevăr, totul a mers ceas, dar mă gândeam așa, să nu fie de protocol, cum ar veni pentru filmare. Nu. Și nu, e de la cu formularul online se depune la etajul 3, nu? Adică chiar nu, merge nu, totul nu. Online. Dintr-un da, simplu click obții toate documentele necesare, perfect. Mai puțin autorizația de construire, care are un regim special reglementat prin lege. Deci pentru autorizația de construire trebuie să te deplasezi în continuare personal la ghișeu. Dar toate celelalte documente le poți obține online. Doamna primar, cum faceți rost de bani pentru toate aceste proiecte, unele deja implementate? Am văzut că aveți și idei pentru anul viitor. Da, majoritatea sunt pe fonduri europene, din păcate însă, chiar dacă s-a vorbit foarte mult despre acest lucru în PNRR sau pe programele operaționale și anume că ne putem dota cu camere video, nu se întâmplă asta. În următorul ciclu financiar nu sunt bani prinși pentru dotarea cu camere inteligente, care din punctul nostru de vedere ar fi fost un lucru foarte util, pentru că avem zone cu potențial criminogen, vreau să punem în locurile de joacă sau la platformele de gunoi. Sunt utile și pentru managementul traficului, bănuiesc, nu? Pentru a evalua valorile de trafic și felul în care da, poate fi optimizat. Da, asta avem deja într-o mare parte a orașului, dar din păcate pentru camerele de luat vederi nu există axă deschisă. Asta descoperim că e mult mai lungă lista a ceea ce nu conține PNRR-ul decât a ceea așa ce conține. Corect, adică, zi de zi descoperim asta. Da. Mulțumim, doamna primar, pentru că ați fost cu noi.